O nouă serie de polițiști gata să-și exercite meseria. În cursul zilei de ieri a avut loc ceremonia de absolvire a elevilor de la școala de agenți Vasile Lascăr din Câmpina. Și superb! O zi extraordinară, o zi de sărbătoare atât pentru absolvenți cât și pentru întreaga suflare a școlii. Vedeți câți părinți sunt, nu ne așteptam să fie așa de mulți. E o surpriză pentru noi, dar o surpriză plăcută. Cu toate că emoția încă se putea citi în ochii lor, elevii erau nerăbdători să fie repartizați. Mă simt fericită că am terminat. Au fost 2 ani de zile în care am muncit pentru această absolvire și sperăm că o să fie bine noua carieră de polițist. Unde ți-ai dori să fii repartizată? La București. Foarte bine că am absolvit această școală. Suntem foarte mulțumitori și foarte bucuroși că am putut să absolvim. Dar emoțiile, da, ce puțin pe mine, personal, mă copleșit total. Dar unde ai vrea să fii repartizată? La mine, în județ, în Vaslui. Mă simt foarte fericit, am terminat. În sfârșit ne ducem acasă, vom fi repartizați. Este totul bine. Unde ai vrea să fii repartizată? Păi în județul de domiciliu și dacă nu se poate, cât mai aproape. În septembrie, la școala de agenți Vasile Lascăr, sunt așteptați alți 313 viitori polițiști.